Salutare tuturor! Discutăm în această seară cu istoricul Vasile Buga, unul dintre translatorii de limbă rusă ai lui Nicolae Ceaușescu, despre vremuri despre care am putea spune că sunt apuse, dar despre care, în egală măsură, putem spune că sunt poate mai actuale ca oricând. Îi mulțumesc lui Vasile Buga, fiindcă a dat curs invitației noastre. Și înainte de a porni la treabă, cum să spuneam, să îmi permit să-i prezint una dintre cele mai recente cărți ale domniei sale, Pe muche de cuțit, relațiile româno-sovietice 1965-1989. De-aia spuneam că sunt istorii care pot părea apuse, dar care sunt în egală măsură prezente, mai ales în contextul ăsta foarte actual al războiului din Ucraina. Mulțumesc încă o dată și am să încep prin a vă întreba direct, fiindcă o mare parte a populației și o mare parte a celor care ne urmăresc acum l-au cunoscut pe Nicolae Ceaușescu. Rămâne un personaj controversat, rămâne un nume sonor pentru istoria noastră, dar vreau să văd și părerea unui român care l-a cunoscut îndeaproape, cu care cu siguranță a interacționat, cu care poate s-a și consultat. Așa că aștept din partea dumneavoastră un răspuns cât mai amplu. Vlade, vă mulțumesc pentru invitație. Dacă a spus așa frontal întrebarea, l-am cunoscut într-adevăr prima dată în 66. A fost în timpul unei consfătuiri a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc și a Tratatului de la Varșovia. Ulterior, în iulie 66, am fost pe lângă delegația mongolă care a participat la această consfătuire a Caierului. Și atunci am avut posibilitatea să și traduc să-l și cunosc. Ulterior am putut, în momentul când am fost atras în colectivul de traducători pentru întâlniri la nivel înalt, am putut să-l urmăresc mai de aproape, să mă uit la dâns, așa cum mă uit la dumneavoastră, să-l examinez, sigur, și pe urmă, în momente unele foarte tensionate în raporturile româno-sovietice și asemenea momente au fost. Dacă ați spus că e un personaj controversat, toți suntem controversați, cu atât mai mult un șef de stat care a avut și lipsuri, ca tot omul, însă părerea mea este că trebuie reținute lucrurile pozitive pentru țară, în pofida unor greșeli de care nu se face numai dânsul vinovat, se fac vinovat și alții care, aș spune așa, și din anturaj își dădeau seama că nu e bine, dar n-aveau curajul să exprime un asemenea punct de vedere. Dar rămâne, într-adevăr, o persoană la care ne putem raporta pentru mult timp cu meritele pe care eu le văd, în primul rând, în domeniul politicii externe. Aici nimeni nu poate contesta faptul că a fost una din figurile remarcabile ale epocii și nu o spune Buga, o spune Kissinger, care în 74, noiembrie, îi mărturisea, citez așa aproximativ, domnule președinte, n-am întâlnit nicăieri oameni care să cunoască atât de bine problemele politicii externe. Acesta este adevărul. Un lucru pe care puțină lume îl știe este că se descurca foarte bine ca în toată problematica politicii externe, fără niciun fel de notiție. Mi-a fost dat, anticipez puțin la problemele unde noi am avut controverse cu partea sovietică, criza din Afganistan. Noi am criticat de la început această acțiune militară a Uniunii Sovietice. Pentru a ni se explica motivele, a venit special la București Andrei Gromăco, fostul ministru de externe, ulterior președinte al Prezidiului Sovietului Suprem. 3 zile a fost aici. A fost una dintre discuțiile unde, într-adevăr, mi-a fost foarte greu, pentru că
Andrei Gromăco era obișnuit cu urnul, discursurile traduse la cabină, nu s-a uitat la interpret. Uh-huh. Am scăpat la un moment dat un predicat și nu-ți dădeai seama ce se întâmplă, s-a oprit și m-a întrebat unde ai rămas și am explicat unde, a luat-o de la capăt, exact de unde a plecat. Dar altceva vreau să spun, era vorba de această criză din Afganistan. A fost un ping-pong de argumente și de o parte și de alta. Ceaușescu n-avea o hârtie în față, erau chestiuni pe care le simțea. Multă lume nu știe că a fost, într-adevăr, un pacifist, un adversar al înarmărilor. De aici au fost foarte multe conflicte cu partea sovietică, mai ales în tratatul de la Varsovia. Noi, de câte ori se propunea creșterea cheltuielor militare, spuneam că mai bine să dăm pentru dezvoltare și mai puțin pentru înarmare. A fost în 78, la Moscova, a fost o consfătuire a tratatului de la Varsovia, unde s-a făcut o asemenea propunere. Noi n-am semnat această declarație, sigur, asta ceilalți au semnat-o. A creat o anumită iritare la conducerea sovietică și n-a cedat. Poziția asta împotriva creșterii cheltuielor militare a susținut-o pe tot parcursul. Luăm bani pentru un armare în loc să dăm bani pentru dezvoltare. Ați început să-i fiți alături de pe vremea lui Leonid Brejnev și ați reușit să rămâneți în postura asta până la Mihail Gorbaciov. Zic bine? Ziceți foarte bine, dacă tot ați deschis subiectul ca să fie lumea mai să înțeleagă mai bine lucrurile. Am tradus parțial la în timpul vizitei Leonid Ilich Brejnev în România în 76, a fost vizita oficială de răspuns pe care delegația sovietică a făcut-o în România după ani buni, din 65, când a fost prima întâlnire româno-sovietică în componența nouă. Din partea noastră, Nicolae Ceaușescu, secretar general, a ales în 65 și delegația sovietică, nici Brejnev nu avea o vechime prea mare, în 64, după demisia sau demiterea, cum vreți să o luați, a lui Nikita Sergeevici, a venit în fruntea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Cu permisiunea dumneavoastră, aș face o mică cronologie, așa ca să ajungem și la Brejnev, a relațiilor româno-sovietice. E vorba de perioada până în 58, aș spune, cât România avea încă pe teritoriu trupe sovietice. În 58, în vară, trupele sovietice au fost retrase, puțin mai înainte și consilierii sovietici, aproape din toate domeniile, mai puțin din cele ale serviciilor. Dar inițiativa a fost a părții sovietice, asta ca să fie clar, chiar dacă noi ne doream, dar nu aveam așa curajul să punem problema foarte serios. A fost o încercare, Vodnăraș i-a transmis această sugestie că ar fi bine ca trupele sovietice să plece. E vorba de după 55, după tratatul cu Austria. Asta l-a înfuriat foarte mult pe Hrușov, dar au venit evenimentele din 56, din Ungaria, unde și partea sovietică a tras niște concluzii și atunci a luat această măsură în privința României, retragerea trupelor sovietice și retragerea consilierilor. Retragerea consilierilor a fost valabilă și pentru alte țări socialiste. A început această, eu o numesc, distanțare treptată de Moscova, prin o serie de măsuri care au fost luate cam din 63, măsuri pe care partea sovietică le-a perceput ca antisovietice, vorba de desființarea
editurii Cartea Rusă și a librăriei. Bineînțeles, asta n-a semnat că au dispărut cărțile ruse, au fost în alte librării. Desfințarea Institutului Româno-Sovietic, care a trecut cumva la Academie, desfințarea cursurilor speciale de istoria rusă, URSS-ului, geografia URSS-ului, înglobarea istoria universală, restrângerea activității ARLOS-ului, Asociația Română pentru Legături de Prietenie cu Uniunea Sovietică, pentru că, într-adevăr, căpătase așa o amploare foarte mare, existau și paralelisme, schimbarea denumirilor unor străzi cu nume rusești, punerea problemei cetățeniei, era vorba de, în primul rând, de cetățene sovietice care încă nu renunțase la cetățenie și se punea problema ce statut să aibă. Revista Timpuri Noi se numea, atunci Nouă Vreme, a fost desființată, s-a creat o nouă revistă, Lumea, cam de atunci datează de politică externă. A urmat aprilie 64, declarația pe care, în general, este cunoscut drept declarația de independență, da, da. Și pe bună dreptate, pentru că a pus foarte tranșant problemele astea care țineau în principal de mișcarea comunistă și muncitorească internațională. Era pe fondul polemicii care începuse sovieto-chineze, era chiar la un grad de aprindere, așa să spunem, destul de ridicat. În ceea ce privește partidul nostru, a încercat o mediere, a fost o delegație, un soi de Gheorghe Maurer, în China, în martie 64, când s-au întors, s-au întâlnit cu Hrușov la Pitsunda și am reușit pe moment să înceteze polemica publică, dar după aceea s-a reluat schimbul de polemici. Noi, cum să spun, n-am avut altceva de făcut, nu să observăm, ar fi greșit să spun lucrul ăsta, să încercăm în pofida tuturor dificultăților o apropiere între China și Uniunea Sovietică. Și anticipez puțin, ne-a reușit, dar numai în timpul lui Gorbaciov. Dar pentru treaba asta, partea română a avut serios de suferit și o să mă refer și la treaba asta. În 64 a fost o întâlnire la Moscova, o delegație unsă de Chivo Stoica, de activiști ai Partidului Comunist Român, care au avut în finalul călătoriei o întâlnire la Comitetul Central al PCUS, unde s-au pus niște probleme legate de politica externă a României. Repet, politica externă a României. S-a pus și problema Basarabiei, pentru prima dată când s-a pus la nivel oficial, interpretat de partea sovietică ca o revendicare teritorială. A fost o discuție foarte, foarte aprinsă între delegația sovietică și delegația română, dar în final, pentru lămurirea lucrurilor, s-a convenit organizarea unei întâlniri la nivelul conducerilor, asta la inițiativa părții românești. În septembrie, în iulie 64, deci la o lună după această vizită a lui Chivu Stoica, a avut loc o vizită timp de o săptămână la Moscova, o delegație română condusă de Ion Gheorghe Maurer, era în delegație și Bănăraș și Bărlădeanu. Vă dați seama, o săptămână, mă rog, au fost și vizite, dar de convorbiri foarte dense. La nivel de delegații din partea sovietică era secretar al CCU-ului, președinte al prezidiului, cum se numea CC al PCUS, Podgorni. Era și Cosâin, viitorul premier, unde s-au pus problemele foarte tranșant, mai ales în problema Basarabiei. Întâlnirea cu Hrușov a fost neoficială, cum a primit la o vilă, dar destul de rece. Vorbim de iulie 64, în octombrie 64 Hrușov a fost demis. A urmat, vă spuneam, în nou context, întâlnirea din septembrie 65,
delegații la nivelul de acum a conducerii superioare, vorbesc de Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Paul Niculescu Mizil, alți lideri de români, respectiv din partea sovietică, Brejnev, Kosygin și alți membri ai conducerii. Aș evidenția aici dorința de ambele părți de a da un nou start raporturilor româno-sovietice. S-au făcut trimiteri la situațiile tensionate din timpul lui Hrușciov, s-a pus și de seama caracterului, și așa este, caracterului mai impulsiv al lui Nikita Sergeevici, dar s-a spus să începem de acum relațiile pe baza unor principii noi, agreate și de partea sovietică și de partea română. În afara problemelor cu caracter politic, a fost și problema, deci au fost două probleme, problema tezaurului României și evacuată în timpul primului război mondial la Moscova și problema arhivei Partidului Comunist Român, depozitată la Arhiva Cominternului, care se păstra la Moscova. Partea română a cerut ca documentele care priveau Partidul Comunist Român în perioada interbelică să fie date. Partea sovietică, mă rog, a luat not, a spus că ei sunt doar depozitari, nu sunt beneficiari. Da. Sunt alte partide, și celelalte partide, trebuie acordul tuturor. Nicolae Ceaușescu a insistat că noi vorbim despre documentele noastre care ne aparțin. Și în final, asta au fost, dar după câțiva ani au fost restituite. În problema tezaurului, aici a luat, s-a scris, s-a... Cunoașteți foarte bine lucrurile. Partea sovietică a fost luată prin surprindere. În primul rând, punerea problemei. Ceaușescu a băgat această chestiune la blocul de probleme economice. Ori Brejnev a fost cel care a spus, asta nu e problemă economică, asta e problemă politică. Acum să ridicăm probleme de atâția ani și s-au documentat, zicem așa, știau probabil care este situația tezaurului și atunci când s-a întors delegația dintr-o vizită făcută prin URSS, s-a reluat, s-au documentat, au venit cu argumentul că e o problemă care privea România regală, Rusia țaristă, vorbim de primul război mondial, și să o socotem încheiată. Va, așa chiar a fost o expresie, să-i punem cruce. Ori aici, spre lauda conducătorilor români, și Ceaușescu și Maurer au fost foarte tranșați și au spus că e o problemă care nu putem să o socotim încheiată, nu se poate acum, poate mai târziu. Acum spune în ziua de astăzi, pe agent. Partea sovietică, vreau să vă spun că a pus o problemă pe care o repetă și în cadrul activității acestei comisii, care în împrejurările actuale nu se mai întâlnește, Comisia Specială pe problemelor controversate, inclusiv problema asta, tezaurului. Partea sovietică a adus în discuție un aspect pe care... Părerea mea este că ar trebui să-l luăm mai mult în atenție. Adică? Datoriile părții române față de Rusia din timpul primului război mondial. E vorba de armament, de echipamente. Au fost așa ceva și... Aici există voci ale istoricilor care spun că România și-a plătit imediat după. Da, e o poveste interesantă. Oricum, Antanta avea niște obligații, făcuse niște promisiuni. Da, eu nu cunosc, eu vă spun care a fost argumentul. Da. Dar pe de altă parte aș vrea, fiindcă nu e chiar ăsta subiectul neapărat, aș vrea să știu dacă Nicolae Ceaușescu știa limba rusă, fiindcă el făcuse niște studii militare. A făcut la Academia Frunze, dar, cum să spun eu... Avea o memorie fantastică, o să mă refer și la treaba aceasta. Deci ce am învățat serios. Noi, interpreții de limba rusă, aveam dificultăți, pentru că știam că ne urmărește traducerea și chiar ne urmărea, nu se uita pe care când
traduceam, se uita la noi și sigur asta un plus de emoții îți dădea pe lângă cele pe care le aveai și de aspectele de politică externă și nu numai de politică, în general, chiar uzuale, așa, le reținuse în cursul atâtor întâlniri cu partea, tot auzindu-le, i-au rămas întipărite și au fost și situații când, dacă nu cunoștea cuvântul respectiv sau îi suna nu știu cum, te oprea și fără niciun fel de jenă, ce ai tradus tu, dacă nu înțelegea și după aceea... Da, cerea lămuriri. Da, da. Aha. Nu, dar fără să insiste prea mult, să lămurea repede. Deci asta... Deci înseamnă că învățase limba rusă. Nu vorbea decât așa, rar, cu astea expresii uzuale, ce mai faceți, bună ziua, sau nu l-am întâlnit, dar apela totdeauna la traducător. Asta pentru mai multă precizie. Și foarte bine documentat, că tot întrebați de impresiile pe care mi le-a lăsat. Foarte, foarte, foarte bine documentat. O singură dată l-am văzut, băgând mâna în buzunar și scoțând un bloc notes, unde avea niște cifre. Și ale ne puneau și pe noi în încurcătură cu cifrele, pentru că trebuia să fii foarte atent la ce traduci, dar atât. A fost singurul caz pe care îl țin eu minte în discuția cu președintele Comitetului de Stat al Planificării, al URSS Masliukov. În rest, nu l-am văzut niciodată, dar asta nu însemna că înainte se documenta foarte precis asupra stadiului problemelor, urmărea foarte atent, nu puteai să-l întorci. Cum îl simțeați înaintea unor asemenea întâlniri foarte importante de altfel? Văd că dumneavoastră mergeți pe întrebările. Eu vă răspund la toate întrebările astea ale dumneavoastră. Numai că o să vă rog să-mi dați și mie voie când o să fie, să punctez niște câteva lucruri mai care țin de politică și cum îl percepeam. Vă dau un exemplu. Când avea loc o întâlnire, dacă era la ora 1, cum am avut noi întâlnirea, la 1 fără 5 era în centrul salonului unde avea loc premierea, împreună cu televiziunea, radio, Agerpresul și translatorii eram. La 1 fără 5, la 1 fix, asta era un protocol foarte sever, se deschidea ușa, intra oaspetele, Ceaușescu era în mijlocul salonului, se apropia, dădea mâna și continuă. Dacă discuția era, cum să spun eu, foarte amical, așa, și îl conducea pe oaspete uneori chiar dincolo de ușă, pe hol. Dacă era mai așa, mai tensionată, până la ușă. Vorbește lumea despre faptul că, nu știu, câte costume a avut, cum era îmbrăcat, că am urmărit și treaba asta. Da, da. De multe ori l-am surprins cu aceiași pantofi, probabil că erau din comoditate. Costume, nimic, cu nimic ieșite din comun, costume obișnuite și tot ca om, suntem la capitolul ăsta, vă mai dau un exemplu. Când a venit Andrei Gromăcu în 80, în ianuarie, sfârșitul lui ianuarie, în vizită, pentru a da niște explicații legate de criza din Afganistan, a fost organizată și o vânătoare în județul Mureș. Așa. Și l-am însoțit, am asistat și la, scenele acestea de vânătoare, ne-am întors la aeroport și în avion, mi-am amintesc și acum, eram eu și interpretul de limba rusă de la partea ambasadei sovietice, s-a adresat, voi ați mâncat ceva astăzi?
era după amiază târziu. Nu mâncasem nimic. Voi, adică translatorii. Translatorii. Și i-a spus, hai, toarșu și grumbul, o să tăcem așa, să mănânce și ei. Și vă dați seama cam în ce viteză și cam cu ce noduri așa am mâncat. Da? Asta dovedește totuși o anumită trăsătură umană. Nu? Da, nu poți, e puțin. Nu e puțin. Nu, și nu, eu nu l-am văzut enervându-se. Chiar dacă, vă spun, au fost momente când poate avea motive să izbucnească cumva, așa. Nu, se stăpânea foarte bun. Se vedea pe față că se concentrează, să nu depășească niște limite, dar pe un ton foarte calm și ferm explica poziția, pentru că au fost foarte multe momente când raporturile dintre noi au fost tensionate. Eu mi-amintesc o asemenea întâlnire, n-am tradus eu, în mai 70, după o perioadă de evenimente care au creat o încordare în raporturile bilaterale și aici am în vedere criza din Cehoslovacia, poziția României față de acțiunea celor cinci țări socialiste în Cehoslovacia, atitudinea critică pe care, poziția critică și foarte curajoasă, spun eu, exprimată de conducătorul statului nostru, a urmat vizita lui Nixon în august 69, moment care iar a creat tensiune, pentru că raporturile sovieto-americane nu erau dintre cele mai strălucite, iar Nixon făcea prima vizită, deci era vorba de prima vizită a unui președinte american în România socialistă. Pentru asta a fost și devansat, amânat cu câteva zile congresul al 10-lea ca să poată aibă loc această vizită. Deci sunt două momente care creaseră tensiune în raporturi bilaterale. Anticipat, în 67, am stabilirea sa diplomatice cu RFG-ul, iar a fost nervozitate mare la Moscova, deși URSS-ul avea relații diplomatice din 55, din septembrie 55. Da, da. Dar singurii care am spart acest stare de lucruri, să spunem, fără să ne coordonăm, fără să ne consultăm, fără știrea, nu numai a Moscovii, și fără știrea Statele Unite ale Americii. Da. Ambasadorul american fusese cu o zi înainte de 31 ianuarie primit de Ceaușescu și nu i-a spus absolut nimic. Cine a fost mai simpatic? Brejnev sau Gorbaciov? Păi săriți peste doi, alți doi, da. Sunt cei mai cunoscuți. Cei mai cunoscuți. Nu, Brejnev, după părerea mea, nu întâmplător, perioada pe care a condus-o el din 64 până în 82 a fost socotită și e socotită în URSS perioada de stagnare. Adică nu era un tip conflictual, să spunem. De fiecare dată, atunci când era cazul, știa să rotunjească lucrurile ca să nu se ducă prea departe. Și au fost asemenea momente, vorbim tot de Brejnev și vorbim de Basarabia, care a apărut din 64, a continuat, dar în timpul Brejnev cu mai mare amploare, și ăsta a fost și motivul pentru care în iunie 76 Nicolae Ceaușescu, la Congresul Culturii și Educației Socialiste, s-a simțit obligat să declare că România nu are probleme teritoriale cu Uniunea Sovietică și nici cu țările, și niciun fel de alte probleme cu țările vecine. A fost un lucru care i-a calmat, s-a constatat așa o înviorare a raporturilor. Nicolae Ceaușescu a făcut prima vizită a unui șef de stat de după 44 în Republica Moldovenească, 1-2 august, după aceea a fost întâlnirea din Crimea cu Brejnev
unde s-a exprimat satisfacția pentru această declarație a liderului român și pentru această vizită. Iar în noiembrie 76 a venit Leonid Ilich Brejnev la Moscova și bine, legat-o și de o constituire a tratatului de la Varșovia. Da, da, da. Ori aș, cu permisiunea dumneavoastră, să rețină atenția spre un aspect care scapă din atenție din, și cercetătorii noștri prea puțin l-au reținut în discuțiile din noiembrie 76. Ceaușescu i-a propus lui Brejnev desființarea gardului de sârmă ghimpată de la frontieră, frontiera româno-sovietică. Și semnificativ fapt este faptul că din partea lui Brejnev n-a fost nicio reacție. Dar atunci era vorba, după Helsinki 75, să vii cu asemenea problemă, cu asemenea propunere, după părerea mea, a fost un act foarte important. Vreau un cuvânt și despre Gorbaciov, fiindcă mai avem doar două minute. A, vă spun acum. Zboară repede timpul. Nu, mi-e pare tare rău că nu știam. Vreau să vă întreb cât de cât timp dispunem, că atunci mă... Dar trebuie să-mi spun și eu ce aș fi dorit. Prima întâlnire dintre Ceaușescu și Gorbaciov în noua calitate a fost în martie, 13 martie 85, după moartea lui Cernenco. A fost o întâlnire cu toți primii secretari din țările tratatului de la Varșovia, în care Gorbaciov le-a spus clar că ceea ce fac ei în țările lor e treaba lor. Răspunderea pentru ce se întâmplă în țările lor le revine lor și că Uniunea Sovietică pe CEUS nu se va amesteca. Toată treaba asta, am urmărit stenogramele ulterioare, a fost percepută, am mai auzit noi lucruri de astea și, pe urmă, ne-am trezit cu altceva. Nu. Ce a spus în martie 85, Gorbaciov s-a ținut de cuvânt. Nu. De la început, Ceaușescu, acum vă spun, sincer, a dorit relații bune cu Uniunea Sovietică. Pe parcurs au apărut aceste diferențe, de acum nu pe probleme de politică externă, cum am asistat până la el, ci pe probleme de politică internă. Era vorba de reformele inițiate de Gorbaciov, Uniunea Sovietică, cu perestroica și glasnost, mai ales glasnost a deranjat foarte mult partea română. Au fost două contacte mai serioase vizita lui Gorbaciov în mai 87 aici și vizita de răspuns din 88 al lui Ceaușescu la Moscova și ultima întâlnire în 4 decembrie 89, ultima întâlnire dintre cei doi conducători, întâlnire pe baza căreia se tot fabulează, dar lumea ar trebui să citească. Mulți spun că atunci Gorbaciov a zis că nu o să mai apuce anul nou, nu o să mai apuce. Da, da. Ei, mie îmi pare tare rău că lumea nu citește. Dacă ar citi stenograma atent, ar vedea că discuția la care au participat și premierii celor două state, în discuție Gorbaciov s-a adresat celor doi premieri, era vorba de Râșcov și de Scălescu, care urmau să se întâlnească pentru discuții economice, tratative economice, importul de gaze naturale și ai noștri vreau mult mai repede decât 9 ianuarie, care era Sofia, Consfătoria Caerului. Rușii au spus că avem și alte treburi, deci nu putem. Și atunci a intervenit Gorbaciov și lor li s-a adresat. O să trăiți până atunci. E și vorba aia, om trăi și om vedea, sau mai trăim noi până atunci, ceva în genul ăsta. Că asta e toată treaba. Ori auzi de la diferiți oameni la care ai pretenții, da, asemenea remarci. Oricum, foarte interesante mărturisirile dumneavoastră, confesiunile. Sunt sigur că o să ne mai întâlnim, fiindcă noi, băi, o să vă mai așteptăm aici. Nu cred că mai aveți curaj, da? Ba da, ba da. Și cât de curând, de altfel.
Și vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că ați venit și ne-ați spus toate aceste lucruri, fiindcă ele sunt importante, e important să rămână ceva după noi. Așa cum vă mulțumim și vouă celor care ne-ați urmărit și vă dăm întâlnire aici la Canal 33 cu toate misiunile la care țineți, fiindcă suntem o televiziune care știți foarte bine, vă inspiră în fiecare zi.